Duhului Tău. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Înțelepciune din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre prorocii se vor desfința, darul limbilor va înceta, știința se va sfârși, pentru că în parte cunoaștem și în parte prorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desfința. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, judecam ca un copil. Dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului. Căci vedem acum ca prin oglindă înghicitură, iar atunci față către față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, precum am fost cunoscut și eu. Și acum rămân acestea trei, credința, nădejdea, dragostea, iar mai mare dintre acestea este dragostea. Căutați dragostea, răfniți însă cele duhovnicești, dar mai ales ca să prorociți, pentru că cel ce vorbește într-o limbă străină nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Și nimeni nu-l înțelege, fiindcă el în duh grăiește taine. Cel ce prorocește vorbește oamenilor spre zidire, îndemn și mângâiere. Cel ce grăiește într-o limbă străină, pe sine singur se zidește, iar cel ce prorocește, zidește biserica. Voiesc ca voi toți să grăiți în limbi, dar mai cu seamă să prorociți. Cel ce prorocește e mai mare decât cel ce grăiește în limbi, afară numai dacă tălmăcește. A-a-a-a.
ca biserica să ia întărire. Pace ție, cititorule!